De 7 ani de zile, Cinemateca BCUT este locul unde cinefilii, studenți, profesori interesați de film se adună în aula BCUT pentru a viziona filme de artă, filme care au marcat istoria cinematografică. Pentru această primăvară, criticul de film Marian Rădulescu, fondatorul și organizatorul Cinematecii, a propus iubitorilor de film retrospectiva Tarkovski. Astfel, în această săptămână la Cinematecă a rulat Călăuza, filmul cult al celebrului regizor rus Andrei Tarkovski. Gazda evenimentului a fost scriitorul și profesorul universitar dr. Daniel Vighi. În fiecare marți avem film la Cinemateca BCUT, iar sala se umple de fiecare dată. Criticul de film Marian Rădulescu, fondatorul și organizatorul Cinematecii, a lipsit motivat. La sfârșitul săptămânii trecute la Iași au fost zilele revistei Convorbiri Literare, manifestarea ajunsă la cea de-a 21-a ediție, unde Marian Sorin Rădulescu a fost distins cu premiul pentru critică de film. La BCUT, în lipsa gazdei permanente, filmul din această săptămână din retrospectiva Tarkovski, filmul Călăuza, a fost prezentat de scriitorul și profesorul universitar dr. Daniel Vighi. Daniel Vighi, ne aflăm la Cinemateca BCUT. Astăzi ne pregătim să urmărim Călăuza, un film cult al lui Tarkovski. Gazda de obicei este Marian Rădulescu, dar el a luat pe premiu pentru cel mai bun critic de film la Iași. La Iași, da, la Convorbiri Literare. Da, ceea ce ne bucură. Sigur. Îl certifică, adică certifică... Da, are cărți. Cum e, da, l-am avut intervievat... L-am avut musafir într-un interviu al universității UVTTV. Cum aștepți filmul de astăzi? Mi-ai mărturisit înainte pe coridor că n-ai văzut acest film. Nu l-am văzut în vremea în care a apărut. A fost un eveniment major în istoria filmului, după părerea mea. Cu un impact extraordinar și în lumea românească. Datorită faptului că venea de la un mare regizor sovietic, cum se zicea la vremea respectivă, după care el și pleacă în Occident, sfârșitul vieții și ultimele două filme le face în Occident. Filmul este o capodoperă, pornește de la o temă quasi banală de SF și este o investigație într-o lume mistică, făcută cu mijloacele filmului și cu un tip de simplitate misterioasă deosebită și are o poezie specifică lui. Românii la acea vreme care s-au uitat la cinema, în Cinemateci, nu cred că ar luat în cinematografe. Stai să spun o ciudățenie. Ce vreau să te întreb? În film apare zona. Românii s-au simțit ca fiind... Nu, pentru că zona e, poate puțin să zicem, deși zona este marcată de metafizică, mistică, metafizică. Mai degrabă zona este credința ca eliberare într-un fel și libertatea prin credință. S-au lipit cinefilii români de acest film? Da, și din asta, da. Pentru că în vremea de atunci exista o foarte stranie pentru astăzi de priceput nevoie de religios. Da. Pentru că era interzis asta, știi? Era un spațiu golit Exact. Și foarte ciudat că, de exemplu, eu filmul ăsta l-am văzut, nu-ți vine să crezi, în sediu ziarului Partidului Comunist din zona locală, drapelul roșu. Era sediu legal, pentru că ce se întâmplă? Da. Tot în perioada aia, 86, așa, 85, au apărut cu niște aprobări ciudate și alea ca și Călăuza lui Tarkovski, Mircea Eliade, cele două volume din istoria credințelor și ideilor religioase. Da. Să știi că numai cu pile mari puteai ajunge la ele și majoritatea cărților se zice că au ajuns pe la nomenclatura de partid, care nu o citeau, dar au cumpărat-o ca și televizoarele color. Da, așa. Era cam același lucru. Uite, chiar era am citit săptămâna trecută un ultim interviu cu Ismail Cadare la Paris și el spunea, chiar vorbea despre această perioadă care și Albania și noi Albania și mai nefericită. Și el spunea așa, într-adevăr exista frica în sistemele astea totalitare, dar și sistemul la rândul lui avea fricile lui. Din când în când mai lăsa puțin... Asta este un adevăr încă din lumea medievală, din umanismul medieval românesc, există o carte celebră. Eu predau studenților. Îi zice învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Pe un model bizantin, dar și slavon rusesc chiar. Și acolo zice Neagoe către fiul său căci
trebuie din dragoste să te slujească. Căci din spaimă ai și tu a te teme de cei pe care, care îi înspăimânți. Da. Deci, sigur că Ceaușescu se temea enorm de mult de noi și noi de el. Așa. Era o frică împărtășită și la noi și în Uniunea Sovietică. Ce aș dori să te mai întreb este, sala se umple de cu studenți. Da. La Andrei Rubliov s-a stat în, deci s-a, da, nu da, se putea, deci era plin. Cum simți lucrul ăsta? Asta este, arată nevoia de... Într-o perioadă în care se spune că studenții nu vor... Da, dar arată posibil reviriment spre cultura de top. Da. Spre literatură, să sperăm, dar prima dată spre filmul de top, asta e foarte bine, spre spectacol, spre artă, pentru că știi ce se întâmplă? Am fost fascinați 20 și ceva de ani de valorile materiale. Da. Încă suntem și acum cu toți ăștia, cu mașinile. Dar e suprasaturat. Există o suprasaturație în mitologia mașinii și a banului și acum se simte o nevoie de a dobândi un soi de prestigiu prin cultură. Care este frumos, adică, cum să spun, așa cum dobândești prestigiu astăzi mergând cu bicicleta și fiind oarecum alături de cei care își doresc, să zicem, aer curat, într-o lume... Exact. Este? Ori iată că lucrurile încep să ia pe o zonă umanistă care nouă scriitorilor, profesorilor de umanioare ne convine. Este o lume mai umană. Da. Decât un capitalism sălbatic. Da, aveam o speranță. Da. Să ne pregătim așadar să mergem să vedem filmul. Ne așteaptă două ore și jumătate de Tarkovski pur. Exact. Și, cu o încărcătură de mister și metafizic și poezie deosebită. Poezia lucrurilor, a banalului ridicat la rang cosmic. A detaliului. O finețe tarkovskiană de neegalat. Este un film mare. Studenții s-au arătat interesați de proiecția de filme Tarkovski și chiar dacă unii dintre ei nu au văzut nicio proiecție a regizorului rus, au fost curioși totuși să descopere de ce Tarkovski este un regizor atât de renumit. Deci, pentru că l-am văzut acum 2 ani și doresc să-l revăd și la îndemnul doamnei profesoare de literatură română. Pentru că e Tarkovski sau pentru că e film pur și simplu? Și pentru că e Tarkovski, da. Mi se pare oarecum interesant, adică abordează să zicem așa o... tema și titlul este destul de incitant. Este un film cult. Da. Nu l-am mai văzut, am zis hai să văd de ce nu. Începea de Tarkovski. Da. Pentru a acumula noi cunoștințe și pentru a înțelege despre ce este vorba în acest film. Călăuza este, fără îndoială, cel mai profund film al lui Tarkovski, o adaptare a unui roman științifico-fantastic foarte popular în Europa de Est, Picnic la margine de drum. În film, trei personaje bat cărările unui univers de noroi și metale ruginite, zona pentru a ajunge într-o cameră din centru sau în care nimeni nu cutează să intre. Filmul este o parabolă arătând în ce mocirlă s-a înfundat Uniunea Sovietică în acei ani de confuzie, de derută. Filmul este o pledoarie pentru artă ca mijloc de refugiu dintr-o realitate în care libertatea era abolită pentru căutarea interioară. Filmul este o capodoperă a cinematografiei mondiale.